contează. Atâta timp cât satisfacția pe care o am în acest moment este nemărginită, nu mai contează cât a durat să amenajăm această zonă. Povestea trebuie să o deduceți dumneavoastră, dar atâta timp cât sunt foarte mulți oameni, nu o să vă dați seama, într-un moment în care este mai liber acest parc, veți vedea. E adevărat, am gândit de la început, acum 8 ani de zile, o poveste. O poveste pentru copii, în primul rând, și pentru oameni, de ce nu, că și ei vor să se bucure în această perioadă. Din lipsă de fonduri, neavând posibilitatea să achiziționez toată această poveste, a trebuit an de an, mă rog, acum se împlinesc cei 8 ani de zile de când și sunt primar, am achiziționat puțin câte puțin, a trebuit în fiecare an să așez lucrurile în așa fel încât nimeni să nu și închipuie ce am gândit eu ca poveste, iar acum, după 8 ani de zile, am închis această poveste. E o poveste. Vă uitați dumneavoastră și vreau să deduceți. Și vreau să deducă oamenii care... O să vedem dacă am reușit să zic, să închei această poveste. Da, eu sunt la ora aceasta satisfăcut, tocmai de-aia v-am zis că nu contează cât s-a muncit. Cine poate să le numere? Milioane de veculețe. În fiecare an aloc între 30.000 și 40.000 de lei pentru acest moment. Deci, din banii primăriei, închipuiți-vă 8 ori 4, să zic, cam 300 și ceva de mii în 8 ani de zile, toate aceste amenajări. Cam asta ar fi suma. Da, 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 da. Când am văzut atâți oameni fericiți, când am văzut pe tipul lor atâta bucurie și satisfacție și felul cum ne-au mulțumit, chiar merită, da. Mai mulți. În fiecare an, la fiecare eveniment, să știți că participă din ce în ce mai mulți oameni. Asta confirmă că lucrurile pe care eu le realizez sunt pe placul lor. Ce alte surprize ne mai pregătiți localnicilor? Surprize. Surprize. Așa că până pe 7 ianuarie, când această zonă va fi de fiecare dată așa, vor fi acțiuni specifice sărbătorilor de Crăciun. Nu, vor fi acțiuni specifice, am spus, pentru că este nașterea Mântuitorului, nașterea este speranța și toate lucrurile se vor duce în zona aceasta. Dorim ca tot ce s-a acumulat într-un an de zile în sufletele oamenilor, răutatea, invidia, în această lună să-și purifice suflete, să lase să intre în sufletele lor bucuria, bunătatea și iubirea. Și o să ne fie mai bine anul viitor, 2016. Da, la mulți ani pentru toată lumea și dacă suntem mai buni și dacă atunci când este nevoie ca această societate pe care o vedem că merge într-o direcție greșită, am pune umărul, am corecta, am dat la o parte toată răutatea ce s-a acumulat în 26 de ani în România și atunci viața noastră se va schimba în bine, dar a noastră să zicem că nu mai contează, de mine vorbesc, a mea. Cred că avem datoria pentru copiii noștri și pentru nepoții noștri să lăsăm o viață mai suportabilă, o viață frumoasă. Cum vi se par luminițele de la Crăciun? O ferie, o poveste frumoasă, care în timp a trecut de la stadiu de poveste la realitate, pentru că an de an această ferie coboară din cer pe pământ la peștera. Aș vrea să știți că în seara asta sunt un cetățean al județului Constanța care și-a vizitat un prieten. Un prieten drag, un om deosebit, Vrabie Valentin, ne leagă o prietenie de mai bine de 12 ani de zile și acest om cu un suflet luminos a înțeles încă o dată să dea o parte din lumina lui celor care l-au ales primar, oamenilor. Eu sunt un pic emoționat, deși vârsta și părul meu albar trebuie să mă facă să trec ușor peste emoții, dar se vede că toți devenim copii într-un asemenea cadru magic. Și mă bucur din toată inima că în lumea asta, în luna decembrie, speranțele se reaprind, devenim cu toții, și nu e rău că devenim cu toții copii, credem în poveștile cu magi și zâne și poate nouă anul să ne găsească mai bun. Domnule, să ia și altcineva exemplu de aici? Cu toții trebuie să luăm exemplu. Domnule Soiel, chemați în PSD, cu domnul Vrabie.
Eu v-am spus că nu am venit în misiune politică, dar PSD-ul, și o spun apăsat, ar avea numai de câștigat cu Vali Vrabie reîntors în PSD.